Poli a încheiat pe locul 7 Liga Națională de Handbal. Al Violeții au câștigat ușor meciul cu Satu Mare din ultima etapă a campionatului. Ne-am bucurat foarte mult că am câștigat astăzi și am și terminat pe locul 7 în obiectivul echipei, care până la urmă am aflat și noi într-un final obiectivul echipei. A fost clasarea în primele 8 echipe ale campionatului și participarea în Cupa României. Retrogradați și matematic, oaspeții n-au pus probleme. Singurul semn de întrebare s-a pus asupra diferenței cu care Poli va câștiga meciul. A fost 19-11 la pauză, diferență care a crescut până la 37-26 la final. Eu am spus la vestiar, foarte greu este joc cât premolă echipa și vine Satu Mare ca și outsider. Și băieții noștri am arătat primul repriză 2, eu sunt nu foarte mulțumit și clar am câștigat 11 gol. Timofte a fost cel mai bun marcator al timișorenilor cu 7 goluri. Clasarea pe locul 7 o va aduce pe Știința Bacău în fața timișorenilor în sferturile de finale ale Cupei României.